Nu este niciun secret pentru nimeni că sportul a fost unul dintre cele mai afectate sectoare de pandemia de coronavirus în ultimii 2 ani. Așa că sportivii au putut participa doar la un număr limitat de competiții în condiții stricte. Așa a fost și cazul celor de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, care sunt coordonați de fosta campioană mondială la săritura în lungime Marieta Ilcu. La fel ca anul 2020 și anul 2021 a fost marcat de virusul ăsta SARS-CoV-2 și sigur că am avut mult de furcă, în sensul că am pus în aplicare ordinele Ministerului Educației și Ministerului Tineretului și Sportului împreună cu Ministerul Sănătății. Au fost niște ordine Ministerul Tineretului și Sportului cu Ministerul Sănătății, pe lângă ordinele Ministerului Educației, au dat posibilitatea sportivilor legitimați, sportivilor de la grupele de avansat și cei de performanță, să se poată antrena. Așadar, ne-am antrenat în condiții de pandemie, cu foarte multă muncă, cu multă dezinfectare, cu tot ce înseamnă toate acele anexe ale ordinelor ministrului, și am reușit să pregătim și să motivăm sportivii de la grupele de performanță să se antreneze și să participe în competiții. Cu toate acestea, sportivii de la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara au obținut peste 35 de medalii naționale, la care se adaugă și un titlu de campion balcanic la 800 de metri prin Adelin Pop, declarat cel mai bun tânăr atlet al României în 2021. Sportivii au participat la competițiile organizate de federațiile sportive naționale, așadar Federația de Atletism, Federația de Natație, cea de lupte, cea de box și cea de handbal au organizat calendarul competițional așa cum și-au propus, și sportivii noștri, în limita bugetului aprobat, au fost prezenți la competiții. Așadar, dacă fac un bilanț așa scurt a rezultatelor pe anul 2021, am obținut 37 de medalii la campionatele naționale, la sporturile, cele 4 sporturi olimpice pe care le avem organizate la Clubul Sportiv Școlar Hunedoara, și plus medalia de aur obținută de Adelin la Jocurile Balcanice, campion balcanic la 800 de metri. Medaliile pentru CSS Hunedoara au fost aduse de sportivii legitimați la mai multe secții ale clubului, precum atletismul, luptele libere și boxul. Atletismul prin Adelin Pop, Petrina Pivniceru, Mariana Andrei, Perspectivă, Răzvan Tot, sunt sportivi de perspectivă, sportivi care au obținut rezultate, iar medalele le-au adus Adelin Pop, Petrina Pivniceru și Mariana Andrei. La lupte, domnul profesor Boc a antrenat, l-avem la lotul național pe Lucian Moldovan, care a obținut 4 medalii la campionatele naționale anul acesta și Cupa României. La box, prin Cojocariu, o medalie de bronz. Avem o grupă de performanță de perspectivă și acolo copii născuți 2005, de acum 2006. Marieta Ilcu, directorul CSS Hunedoara, speră ca toți acești tineri sportivi să confirme și este convinsă că de la Clubul Hunedorean vor mai fi selectați și alții pentru loturile naționale, un exemplu în acest sens fiind cei legitimați la secția de natație. La natație avem perspective, este foarte greu, în perioada asta am făcut foarte greu și selecția pentru grupele de începători, dar eu acum scot în evidență rezultatele sportivilor de la grupele de performanță. Și avem așteptări de la Noghi Nandor, antrenați de Anca Băjan și Dan Ardelean acolo, Noghi Nandor și Ariana Florănescu, care vine din urmă, și sperăm să avem o sportivă nominalizată și bună pentru loturile de natație. Pentru anul în curs, cei de la CSS Hunedoara își doresc să depășească rezultatele din 2021, iar primele medalii ar putea veni chiar la finele acestei săptămâni, când la București se va desfășura campionatul național de seniori și under 23 de sală, clubul de pe Cerna fiind prezent cu sportivi mult mai tineri, dar de mare perspectivă.